Să mai zică lumea că fotbaliștii nu sunt familii și nu-și fac timp pentru soție și copii. Au venit să le spună povestea lor, Raluca și Adrian Ropotan. Și cine vede acolo? Bună ziua! Bună ziua! Micuțul Ivan. Ivan, care e foarte vesel. Salut. Salut. Zi, mami. Lasă că salut. Ce vrei, microfonul? Normal. E drăguț microfonul? Ce faceți, frumoșilor? Suntem bine, mulțumim. Am venit să îl integrăm pe Ivan în lumea televiziunii. Așa? Și văd că îi place. Ați venit să-l integrați pe lumea televiziunii, dar cum s-a integrat el în lumea voastră? Ce să spunem, în viața de familie a venit o schimbare bruscă și totală, pentru că totul este absolut diferit. Începând de la stilul lasă de viață până la să descopere ce vrea el. Până la absolut orice. Deocamdată, sau cel puțin până acum, ne-am obișnuit. Pentru că eram dispuși, ne doream un copil. Uite, dă-i microfonul acela sau și nu? Mami. Păi asta vrea copilul, vrea microfonul. Da. Deci înțeleagă că nu are. Ia vino cu acea, vino cu acea, uite, am un microfon de ăsta. Ia, uite, vrei pe ăsta? Hai, mami. Îl vrei pe ăsta? Nu-l trântește. Vino cu acea. Mami, tu ești vrei pe ăsta? Ia, ia, fii. Uite, ăsta e microfon și tu vorbești la el așa încet, așa, și uite, e foarte drăguț. Da, uite, ăsta e și microfonul tău. Foarte prietenos. Da, dar să nu dai cu el pe jos. Da? Să nu scăpăm. Uite, te ajut eu să-l ții. În ianuarie vom face 10 ani. Wow. Așa, așa, cum ai mi-l dai și. Mulțumim. Mulțumim frumos. Dar nu simțim că au trecut așa mulți ani. Mai ales de când a venit Ivan, totul s-a schimbat și timpul trece altfel. Da, da, da. Cum v-ați cunoscut? Mamă, greu de zis. Am avut o perioadă în care ne întâlneam cam frecvent. Ne știam de foarte mult timp, dar nu interacționam. Doar bună, bună și atât. Și dar îți plăcea așa de ea, că era frumoasă, era... Păi, mă rog, e, da, de atunci zic. Da, normal. Și la o întâlnire am zis, am vorbit mai mult și ne-am cunoscut mai bine și de atunci am rămas împreună. Ai invitat-o la o masă, la un suc, la o... Cum a fost? Am rămas împreună de la început, de când... Da. Opa. Asta totuși, mami? Știi ce se întâmplă? Ea lui doamna Adela și ea se uită în oglindă că nu folosește la altceva tableta, dar o are pe inventar. Tati, hai bine, stai pe jos. Așa. Spune-ne, Raluca. E mai greu cu copil, da, 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 de deranj. Știm exact. Așa, da, e foarte drăguț acolo. Ia uite ce televizor frumos are doamna Adela. Da. Va trebui curând să îi facem o surioară sau un frățior, pentru că... Trebuie să joace și el cu cineva. Ia uite mingea, ia uite mingea, ia uite mingea. Ivan, ia uite mingea. Deocamdată stăm... Opa, ești atras de tehnologie? Stai seama. Numai după fundul lui și când va avea un frățior, atunci vor avea activitate împreună. Nu ți-a fost teamă atunci când ai început relația cu soțul tău, că nu știi cum se spune? Sunt multe prejudecăți vis-a-vis de fotbaliști. Da. Nu ți-a fost teamă de asta? Nu mi-a fost teamă, pentru că niciodată nu am simțit lucrul acesta. El nu mi-a arătat niciodată partea asta a fotbaliștilor, dacă există, eu nu o cunosc. Și atunci la noi a fost și iubirea foarte mare de la început și intensă, pentru că o perioadă de timp nu am locuit împreună. Văzându-ne mai rar, era mult mai intensă iubirea și nu am simțit absolut deloc. Geloși ați fost, sunteți? Nu, no, niciodată. L-am lăsat special fel să răspundă. Pot spune că am fost puțin gelos, dar cred că stăm fiecare în firea fiecărui om care iubește, să zic așa. Adică mi se pare normal să fii puțin, dar nu să fii exagerat. Eu mai puțin. Dar tu ai fost geloasă? Nu, eu mai puțin. Pe tu cum? Puțin. Că fotbaliștii mai sunt puțin, curtați, da, de fete, de nu știu ce. Primesc mesaje, nenumărate. Așa nu este, dar știam, eram foarte sigură de el și atunci... De sentimentele lui, nu? Exact, da. Nu a fost nevoie să... Îmi fac astfel de probleme. Deci nu ai fost, nu ești... Acolo puțin nu pot spune că nu, dar nu exagerat, ceva normal.
Spuneați că vă gândiți să-i faceți o surioară, un frățior? Da, o surioară, sper. Mami, dar mai întâi ne obișnim cu Ivan. Uite-l pe ăsta, ia pe ăsta, ia, vină cu. Dar Ivan merge la grădiniță sau încă nu? Nu, deocamdată nu, pentru că din cauza perioadei am zis că mai bine... Asta este, eu chiar o folosesc asta. Mai bine îl protejăm și pe el și pe noi, pentru că avem posibilitatea să-l ținem acasă și ar fi... Vă ajută cineva în creșterea lui? Da, avem pe cineva care ne ajută. Și bunicii, cât pot, mai rar, da. În condițiile astea vă mai găsiți timp pentru voi? Să, nu știu, să ieșiți la o cină romantică, să mergeți la un film, mă rog, că se putea. Sau, deocamdată, pur și simplu, timp pentru voi? Da, pentru că suntem niște persoane foarte deschise. Într-adevăr, suntem conștiente de ceea ce se întâmplă și de perioada actuală. Dar ne facem timp să mai ieșim din această zonă a oamenilor care se sperie, a fricii să nu se întâmple ceva, pentru că inevitabil, probabil se va întâmpla cândva. Vrem, corect, nu vrem, asta este situația actuală. Dar nu exagerăm, ne petrecem cât de mult timp putem cu Ivan. Și cât de implicat ești tu în creșterea lui? Foarte mult. Da? Foarte mult. Te ajută la multe lucruri? Da, e foarte implicat, mai ales că Ivan îl preferă mai mult pe el decât pe mine. Sper să se schimbe la un moment dat aspectul ăsta. Doar băiat, să te iubească pe tine, nu? Așa se spune, dar momentan vedem că nu este așa. Deci pot să spun că e mai implicat el decât mine. Da, chiar îmi place să-i ofer cât mai multă atenție, pentru că așa mi-au oferit și părinții mei și mi se pare normal ca un copil să simtă dragostea unui părinte, nu doar să vii să vorbești puțin cu el, să-l pui la somn și după aceea, gata, ți-ai făcut treaba de părinte. El trebuie să simtă că are doi părinți care îl iubesc, care se ocupă de educația lui, chiar dacă nu suntem non-stop cu el, tot ceea ce facem în plus, tot pentru el facem. Uh-huh. Corect, corect. Dar tu acum ai mai mult timp sau cum? Mai ești la vreun club sau ce? Care e situația ta acum? Nu, am preferat să rămân cât mai mult alături de familie. Uh-huh. Am zis că mi-am făcut treaba în jobul ăsta și cred că am făcut-o cu brio. Acum încerc să fac și altceva. Ce-ți dorești? Ce-ți dorești să faci pe viitor? Sincer, mi-aș dori să rămân în domeniu, poate antrenor, poate un manager. Îmi place să ajut, îmi place și îmi place să ofer din ceea ce am învățat eu persoanelor care le voi antrena și jucătorilor care îi voi antrena. Sper. Am înțeles că în pandemie v-ați apucat și de afaceri ceva sau avem o afacere mai veche în imobiliare și mai nou am deschis și un magazin de îmbrăcăminte. Da. Începând să fac bani din fotbal, am avut posibilitatea să dezvolt latura asta a modei, pe care de mult mi-a plăcut. Și acum avem un magazin împreună cu un fost coleg de-al meu, cu Alexandru Caparco. Și încercăm să expunem ceea ce vrem noi să purtăm. Foarte frumos. E destinat bărbaților? E cu o haină pentru bărbați? În mare parte bărbaților, dar și femeile pot găsi articole care... Adică genul care îl vor purta, nu știu. Da, da, da. E da. Greu pentru o femeie să poarte. E un stil special. Da. Mulțumim tare mult de vizită, ne-a făcut plăcere să vă revedem. Și noi mulțumim. Și aveți un copil foarte activ. Da, asta și haios și pozitiv. Asta e un semn foarte bun, da, să știți. Da, 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 așa e. Mulțumim frumos și ne cerem scuze pentru deranjul. Nici o problemă. Nici o problemă. O dată-ți doar, da, nu-ți face griji. Gata, nu, că școala începe online acum. Sper să nu prindem noi perioada aia. Da. Uite dopu. Uite și capacul. Da, dopu. Capac, dopu. Mă rog. Micuța are referințe culturale. La mine era sticla de lapte, pui dopul și îți vezi de treabă. Da, dar puneai dopul și la stilou? Ca să nu prea am avut, da, eu, nu prea pe calculator de mică. Bravo, mulțumim tare mult!